Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta nu este o joacă, de data asta o să facem review la niște produse de la Achilles, băieți de la Achilles, tocmai ce ne-a trimis 10 produse și astăzi o să le facem un unboxing și o să le testăm să vedem cum sunt. În primul rând, băieții de la Achilles ne-au trimis, un mouse Doradus și un mouse pad destul de imens, pot să spun eu așa, Gravity White se numește, așa că haideți să trecem direct la unboxing-ul acestei produse. Deci, tocmai ce au arătat acum, ăsta mouse-ul, acum haideți să vă arăt rapid așa cutia de la mouse pe și cum așa și o să trecem și pe camera cealaltă unde o să deschidem și asta. Bun, și am trecut și pe camera cealaltă, deci de aici și produsele și așa. O să începem cu mouse-ul primul și primul rând, am deschis eu aici, am tăiat alea că altfel nu prea puteam cu o mână și să zic așa și nici acum nu prea pot cu o mână aparent. Dar mă chinuie aici. Stai așa că cer să fac cumva, dar o maga fiate că nu pot, frate. Ok, deci e mai greu decât mă așteptam cu o mână. Să deschid toate astea. Dude. Bun, hai că am reușit. Bă, m-am chinuit cu două mâini, bă, efectiv, frate, să deschid toate astea. Și tot n-am reușit, abia... Trebuia doar să apăs în spatele aici, pe aici, trebuia să scot, oh my god! Să vedem cum reușesc să scot eu toată cutia asta, bun. Haide. O să țin așa. Nope. Oh my god, bă, mă bate, bă, cea de rău. Ok, nu mă surprinde nimic, că dintre asta, din cutia asta, avem altă cutie acum. Bă, place cum arată și cutia asta și așa, adică e super șbecheră, ui. Și se deschide frumos și așa. Bun. Bă, ia stați mă, să dau ăsta la o parte, mă auzi. Ok, în cutie găsim în felul următor. Ce chestia asta? Se focalizează dacă e? Hai că se focalizează. Deci avem aici bla 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 bla. Welcome to the field of Achilles. Bă, le mulțumim mult, enorm, la celor de la Achilles pentru sponsorizare și așa. Mhm. Bun, o să avem și drivere. Mi se pare că cu alea de la drivere schimbi, cum se cheamă, culorile la RGB sau ceva? Bă, nu știu să vă zic, o să mă interesez și dacă e așa... Avem aici stickere. Una, două, trei, patru bucăți de stickere. Și maker, știi ce înseamnă asta? Fiecare sticker o să vină pe calculator. Fiindcă eu toate stickerele care le primesc, le pun pe calculator. Așa că tu, vii frumos. Unde o să-l punem? Hai să ne gândim. Să-l punem așa aici? Da. Deci o să vină... Focalizează. Mulțumesc. O să-l lipesc undeva aici. Bun. Let's go. Restul o să-l lipesc și eu și... Vedem. Mai găsesc pe unde le lipesc. Avem aici Redragon. Nu mi-a plăcut. Asus e calculatorul și așa... Și Achilles acum, care oricum arată super șmecher, chiar se potrivește cu culoarea asta de la ventilator acum. Bun, deci am lipit și toate stickerele. Deci aici vine unul cu Achilles și logo-ul lor alb. Cu logo-ul am lipit fix aici să fie lângă ăsta de la Asus. Cel cu logo-ul cu mov și cu Achilles scris cu alb l-am lipit aici. Și pe celălalt cu scris mov, Achilles l-am lipit acolo. Care, v-am zis din nou, se potrivește perfect cu ventilatoarele alea. Hai să trecem mai departe aici. Să vedem ce mai avem în cutia asta. În primul rând... ce sunt astea? Astea nu știu ce sunt, le punem deoparte. Avem aici niște instrucțiuni. Da, o să le citesc după. Și aici avem propriul mouse. Trebuie să văd cum îl scot. Uite. De ce mă chin eu atâta? Nu pot să știu. Bun. A prima atingere și așa, mouse-ul e super ușor. Deci, printre toate mouse-urile care le-am avut, ăsta e cel mai ușor mouse. Deci, wow! Are o textură așa cu găuri și așa, unde se vadă RGB-ul și așa. Și de câte am văzut, chestia asta de aici, mi se pare că o putem scoate și așa. Pe spate, văd că avem... LED-urile, ok, deci avem un buton pentru LED-uri, on, off și 1x2, nu știu ce e asta 1x2, și mai avem un buton care aici cred că de alea de la DPI, nu sunt sigur.
Da, o să vedem și așa. V-am zis, deci, pe lângă comparație cu alte mouse-uri, de exemplu, cum l-am eu pe ăsta de la Redragon, e super greu. Deci, recomand mouse-ul ăsta de la Kiriz, recomand produsele de la Kiriz, chit că e o sponsorizare și așa să zici, să acum să ziceți, bă, zic asta pentru clip și așa, nu zic asta pentru clip, bă, dar e super ușor și e super ieftin, undeva pe la 1,5 milioane mouse-ul și, bă, ce vorbești, mă, că zici că țin un fulg în mână. Și click-ul și așa cum se apasă pe lângă ăsta care l-am eu așa, se apasă super greu, ăsta se apasă mult mai repede. Bă, e un plus. Chiar pot să zic un plus la mouse și așa, pe lângă ce aveam eu, e un upgrade ăsta. Ok, să trecem mai departe, să dau astea aici imediat. Și trecem acum la mousepad. La mousepad am așteptări, fiindcă deja de aici pot să ating materialul de la mousepad și e super fin. În comparație cu ăsta care l-am, nu e așa de fin. Deci, s-ar putea și ăsta să fie mai bun. Acum, a trebuit să mă chinu iar cu cutia, așa că, revenim. Deci, ca o mică paranteză, bă, fraților, bă, mousepad-ul ăsta, bă, e imens, mă, efectiv pot, bă, chat să mă velez cu el, nu știu, cred că are undeva aproape la un metru și chiar îmi doream de mult să-mi cumpăr un mousepad de genul și așa că le mulțumesc din nou celor de la Kiriz pentru produsele acordate. Bă, am întâlnit și mousepad-ul, bă, ce pot să spun? Bă, imens, mă, bă, imens, frate, bă, na, uite cât e de mare, bă, frate, deci, efectiv, eu aveam un mousepad, să zic, am de aici așa până așa, am instalat, să zic, și mouse-ul așa, am dat un pic la o parte ca să vedem ce avem aici pe mousepad. Deci, super șmecheră textura, unul la mână, avem aici All About Gaming, super șmecheră aici, deci, avem un model de mousepad super șmecher, adică și cum e așa cu toate astea. Aici avem logo-ul de la Kiriz, numele firma cum a venit, aici avem logo-ul de fapt pe mijloc. Și am mai primit niște stickere care chiar nu știu ce o să fac cu ele, că celelalte deja le-am lipit pe calculator. Astea poate le lipim pe celălalt calculator, nu se știe, rămâne de văzut. Și aici avem mouse-ul, ne reîntoarcem la mouse, că am mai descoperit niște chestii între timp. Deci, cel mai probabil, ce v-am zis eu, driverul care e pe net acolo, s-ar putea să fie pentru să schimb culorile. Avem aici un de-asta de RGB care se schimbă între ele, se duce între ele, așa, care dă o textură destul de șmecheră pe mousepad, fiind alb mousepad-ul, chiar reflectă luminile. Mai avem aici un buton care văd că schimbă culorile sau... Ce-ar vrea să semnifice chestiile astea? Că vezi că se schimbă. Dar nu văd astea, că... Și dacă apăsăm pe 1, pe 2... Da, să văd dacă pot... Îmi dezactivează RGB-ul de jos. Acum să văd dacă pot să-l dau înapoi. Gata. Bun. Mouse-ul. Cu mouse, pe mouse pe ăsta. Bă, nu se simte, mă. Bă, dau aici. Dau, deci dau, frate, aici. Bă, nu se simte, mă, absolut nimic. Bă, nici nu dau seama când fac tranzacțiile astea. Ce pot să vă spun? Nota 10, frate, băieți de la Kiriz. Bă, nota 10, pe lângă tot ce am avut acum, nu se compară, mă. Mai rămâne tastatura, poate să schimb așa că de la Redragon și să mă duc pământ pe ceva pe Kiriz. Ar fi ok. Și căștile. Astea cu timpul o spate le achiziționez și eu, vedem. Dacă vreți produse de la Kiriz, vreți să cumpărați produse similare, intrați pe primul link din descriere, unde veți găsi... Mică paranteză, aici tocmai ce am instalat software-ul, driverurile alea de la mouse și din driverele acestea am reușit să schimbăm culorile de la logo, de la RGB de acolo de jos și multe altele unde avem DPI-ul, ce mai erau pe acolo, mai are butoanele respective și macrourile. Din păcate am avut microfonul oprit când am filmat cu OBS-ul, ceea ce a trebuit acum să vorbesc eu peste, dar vă las acolo să vedeți ce am reușit și ce am mai făcut pe acolo. Nu știu, să zic acum că o să pun verdele astea, să văd. Da? Da, deci chiar mi-a schimbat și așa, super tare. Aici ce avem? Ratio ăsta, nu știu. Straight. Radiation. Ăsta ce e? Văd că mi l-a stins. LED off. Îmi oprește LED-urile, mă gândesc. Și dacă lăsăm pe ăsta clasic, se duc așa LED-urile. Super, super tare.
Asta. Ok, și mai sunt astea. Care cred că pasă, o să las că place mult cum se vede. Aha, și logo. Și putem să schimbăm și logo, culoarea de la logo. Ok, deci putem să facem mouse-ul în ce culori vrem noi, de deci să înțeleg. Deci dacă vreau să fac mov, l-am făcut mov. Dacă vreau să-l fac alb, l-am făcut alb. Frate, de ce ai o grămadă de culori care poți să le costumizezi aici? Uite, ce culoare asta? Dude, mi-a făcut efectiv culoarea asta. What the fuck? Deci sunt multe culori și așa și poți să te joci cu ele și așa și... Uite asta, de exemplu. Dude! Și dacă fac așa și pun asta. Wow. Genial. Eu o să las pe roșu. Deci o să las pe roșu cu un RGB acolo. Și văd că face așa. Ok, am înțeles. Super, super tare. Ce mai avem aici în schimb? Sensibilitate la mouse, la scroll și așa. Și avem macro-uri. Astea nu ne va trebui. O să-i dăm un save. Va trebui să așteptăm un pic. Și cam asta o să fie totul. Și acum merge. Datat. Altă Și viață. cam așa s-ar vedea și pe seară. Ce pot spune? Cu cât plimb mouse-ul și așa, se colorează, mi se colorează și aici și arată super bine. Super bine. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați butonul de like. Noi ne vedem în episodul următor. Pa, lume! Ciao!